Avem de toate, cum spuneam și mai devreme, doar că de praful saharian la intervenția anterioară n-am amintit. Vorbim de formațiuni noroase de origine mediteraneană care conțin și praf saharian și pe acolo pe unde atmosfera nu s-a spălat, ceea ce ajunge în țara noastră ar putea să vină acum pe pământ împreună cu ploile. Cele mai dispuse sau predispuse ar fi regiunile centrale sud-vestice și de sud. Astăzi, oricum, concentrația de particule de praf saharian este mult mai mică decât ceea ce s-a întâmplat în urmă cu, cred, aproximativ o lună. Da. Vorbim de un cod galben. Până mâine, la ora 10, în jumătatea de vest a țării, de ploi cu caracter torențial, descărcări electrice, vijelii, căderi de grindină, în general, în intervale mai scurte de timp, sunt de așteptat și cantități de apă mai mari de 40 de litri pe metru pătrat și acolo, cum am mai spus, terenul este mai accidentat, ca formă de relief, am putea vedea și inundații. Și, practic, manifestările de instabilitate nu se vor opri. Luna mai se va încheia cu destul de multe ploi. Cel mai probabil din a doua parte a zilei de vineri și sâmbătă acestea să fie mai prezente tot cu caracter torențial în jumătatea de răsărit a țării și mai cu seamă în zona Moldovei, în zona estică și de sud-est a Transilvaniei, dar și în Carpații Oriental, după care circulația aerului și distribuția presiunii pe continentul european este de așa natură încât ploile cu caracter torențial se reîntorc în regiunile vestice și de sud-vest, vor fi prezente cam în fiecare zi la deal și la munte cu o frecvență mai mare de semnalare în cursul după-amiezilor și al serilor. În funcție de o astfel de evoluție a sistemelor noroase și a ploilor, temperaturile minime nu se vor modifica semnificativ, rămân cuprinse în marea lor majoritate între 6 și 16 grade, doar că maximele vor mai avea și creșteri și scăderi de la o zi la alta, nu vor fi variații foarte mari, dar așa cum spuneam și mai devreme, nu va fi chiar acea vreme pe care o așteptăm cu toții, cu mai mult soare și cu temperaturi ridicate. Către finalul lunii mai și început de iunie să vorbim totuși de temperaturi de vară, deși ploile nu prea lipsesc nici atunci. Noi ne-am decis aici în redacție, ne plac ploile, ca să ne bucurăm de vremea de afară. Exact. E mai bine așa. Mai facem și haz de necaz, nu? Exact. Mulțumim tare mult. Plăcere.